Păstrarea echilibrului. Aceasta este proba de foc la care sunt supuși de câteva zile locuitorii din satele Moldovei, dacă se aventurează cumva să iasă din curte. Pentru că pe orice stradă tronează noroiul și băltoacele, oamenii sunt nevoiți să sară de pe o piatră pe alta, ca să nu le rămână cizmele în pământul răzmuiat. Ne tiești văzut și era aici, Doamne ferește, nici cu lotca nu poți așa. Ne intră și prin grădină, și prin cuhnă, și prin podval, și tot locul. Dacă e apă. La doar câțiva kilometri de capital, aici în satul Rusești din raionul Ialoveni, noroiul este cel care face legea, iar din cauza ploilor din ultimele zile, apa a inundat chiar și curțile oamenilor. Puținii oameni care îndrăznesc să iasă din case spun că fără echipare corespunzătoare riscă să rămână prizonierii noroiului. Eu sunt cizme că așa m-am părit să duc în școală. Fără cizme n-ați putea. Fără cizme de cum. Întotdeauna este Unii au ieșit cu mașinile din curte, însă au avut nevoie de ajutor ca să împingă vehiculele. Așa că pe o asemenea vreme, accesorii de nelipsit au fost umbrelele și cizmele de cauciuc, la mare căutare în magazinele de profil, așa că inevitabil veniturile centrelor comerciale au crescut.